Dacă... Oameni buni, e bine ați venit în Jungla Dominicană. Ce? Aia, nu știu ce face acum. Cum? Stau un dominican aici la palmier. Iată-l pe Sebi Chitoașcă, proaspăt întors de la Survivor, să comenteze la noi. Ce faci, Sebi? Bine. Ești bine? Da. Bună, Alexandra Gog. Bună ziua. Bună, dragă Cristi Mitrea. Ce faceți? Bine, mulțumim. O să vorbim cu mama lui Duli azi. Cu mama lui Duli? Da. Da, să vedem dacă este. Pentru că colega noastră, Alexandra, care face research pe tot ce înseamnă acest show Survivor, ne-a spus că există dragoste multă la Survivor. Triunghi amoros, aș putea spune. Adică ce înseamnă asta, Alexandra? Ia zi. Păi este foarte simplu. Din ce am văzut, imaginile au vorbit de la sine. Da. Există acolo o mică gelozie aparent între Ana Porgra, Zani, Duli, nu știm care pe care. Dar Zani... de unde știi tu că este gelozie? Păi haide să vedem imaginile. Hai tu imagini care dovedesc că asta... Astăzi hai, o să preia coleguța, eu nu mă bag în triunghiuri că eu am... Hai să vedem imaginile. Primul material, da, să vedem în cel în care... Asta cu gelozia? Da, Zani vorbește despre Porgra și Duli. Deci te rog să fii atent. Ana Porgras, pentru că eu am observat mai multe lucruri și nu știu dacă le-ați observat și voi. Dar Ana Porgras, chiar din momentul, și încerc și îndrăznesc să spun, chiar din momentul când tu ai făcut glumele alea cu Duli, în momentul când tu, când Duli te-a pupat pe tine și când tu după aia ai dat trandafirul și s-a creat așa o mică chestie, Ana Porgras a cedat. Asta probabil poate că ține la tine, poate că, dar psihic ea a cedat. Asta e o discuție destul de delicată cu Ana Progres, care n-am vrut să o deschid în sezonul ăsta. Și în continuare nu cred că vreau să o deschid. Maxim să vă zic vouă ca să înțelegeți. Sunt niște chestii nerezolvate, dar nerezolvate de ea. Exact. Eu nu am vrut să arăt în sezonul ăsta faptul că noi n-am mai vorbit 3 ani de zile. Evident că ciobanul are nevoie de niște explicații. Domnule, da. Zani, tu la un moment dat ce o să faci? Mă dai pe mine afară sau... Nu, eu cred că dincolo de loialitatea noastră este dreptatea. Dreptatea va fi mereu cine trebuie să plece acasă, va pleca acasă. Odată își dorește să mai fie în competiție, să lupte, altă dată nu-și mai dorește, odată spune că o doare piciorul, altă dată spune că i-a trecut. Totul a plecat cam trebuit. A plecat că am luat-o în brațe pe Duli. Da. Ea gata, s-a frustrat. Da. Se ascunde de noi. Ea acum, pentru că eu simpatizez pe Duli, ce să facem acum? Dar sunt singur. Da. Nu vreau nici să o rănesc pe ea, da, mă, dai un... dar ea m-a rănit pe mine cândva, da, dar nu vreau să-i scot ochii, să-i zic, sora mea, n-ai cum să-mi reproșez vreodată ceva. Tu m-ai rănit pe mine acum 3 ani de zile, n-am spus nimic, bun. Nu vreau să-i spun chestia asta, să legăm treaba asta în sezonul ăsta. Deci a văzut toată lumea, practic. A văzut, poporul, clar. Și poporul și-a văzut și ei acolo în camp ce s-a întâmplat, că au văzut această schimbare a Anei Porgras în urma gestului cu pupicul către Duli. Eu zic că e destul de evident. Ce este evident, coleguța? Da, practic, noi la competițiile astea sportive... Eu te nu mai avem voie să facem amoroase. Și triunghiuri în nisip. Adică nu ne mai interesează pe noi, doamna Alexandra, cine alergă mai tare, cine sare pe leață mai repede. Da, viața, în viață există și puțină dragoste, un pic păi de gelozie. Și noi asta facem aici, în loc să vorbim despre performanța lor sportivă. Da, nu suntem la Olimpiade acum. E nu. Ok, putem ziceți, să... Domnul Sebi, este ce este ușor comparabil și cu o performanță sportivă. Da. Mă ceartă cineva, vezi că este Chitoșca, nu Chitoașcă. E cum e, nu contează, e. Este el, este Sebi. El este. Dar nu cred în triunghiul ăsta amoros, eu știu povestea dintre ei doi. El nu vrea să vorbească, nici eu nu vreau să vorbesc mai mult. Dacă el vorbea, vorbeam și eu mai mult, că îmi permitea el prin ce spunea el, prin atitudinea lui. Dar te referi de Zani și de Ana Porgra. Da, ei n-au mai vorbit, asta spune adevărul. Da. Faptul că a spus că când va trebui să plece acasă sau votată, va fi votată, nu o protejează. Cred și chestia asta, pentru că până acum chiar nu avea de ce să fie votată, chiar dacă au fost acele discuții. Iar gelozia ei o pun pe plan de psihologia ei să avanseze în competiție, este foarte inteligentă. Nu cred că l-a plăcut niciodată pe Zani ca bărbat, doar s-a folosit de el să... Ți se pare că Zani e prea puțin bărbat pentru Ana Porgras? Nu, mi se pare că Ana Porgras e prea puțin femeie pentru Zani. Ce te face să spui asta, Chitoșca? Le cunosc caracterul la amândurora. Dacă era să fie unul pentru altul, cu siguranță erau împreună. Nu eu prea absolut nimic. Noi vorbim de trecut acum. Da, erau de trecut. Împreună până acum. Asta exact, se cunoșteau acasă mai bine.
Clar că și prima idilă dintre ei a fost dintr-o anumită zonă, doar chestie de psihologie în avansa în competiție. Adică tu crezi că se folosesc unul de altul, pe românești? Mai mult Ana de Zani, pentru că... Știe că va proteja. Știe că Zani are notorietate mare în această competiție, iar ea se folosește de el. Eu nu cred, Ana e super fată și nu cred că ar gândi așa. Ba, eu cred pentru că noi am văzut niște mesaje. Dacă el va vorbi... cu siguranță pot să confirm. A dat cineva mesaj și a zis: doamna Veronica, mai puteți dormi de grijă altora? Ați transformat emisiunea din divertisment în bârfă continuă, a? Ziceți. Ziceți, doamna Gog, ziceți. Și că noi suntem... Vedeți, doamna Veronica? Noi suntem, da. Iată. Noi creăm conflictele. Da, eu cred că ea se folosește de Zani. Evident, nici lui nu-i strică un vot în plus acolo, să nu-l aibă dintr-o... Dar e normal, parte. Te folosești de este tot felul normal, de fiecare strategii. Fiecare are strategia lui, dar eu nu cred în gelozia asta. Nu, e prea superficială. Dar crezi că el se folosește de Duli ca să facă pe ea geloasă, pe Ana Porgras? Nu. El e sincer, chiar îi place de Duli. Nu. Lui îi plac fetele, să știi. Adică e foarte... Avem imaginile, colega, cu dansul de pe plajă? Da. La cererea colegilor noștri din redacție, a domnilor, am scos acest material cam special. Cam câți domni avem în redacție? 4, cred, dacă număr bine, 4 sunt. Și dar nu toți au cerut, să nu... Și câți din cei 4? 1. Cine? Colegul nostru, Andrei Dobrogea. A insistat la prânz, a zis, trebuie să scoatem acest material. Ce pentru... vezi cu Andrei, eu nu vă înțeleg. Omul a insistat, ce vezi cu el, deci omul a venit la muncă chitit și a zis, băgați materialul. Bacă, cere, twerk, ce aveți cu el? Da, dansul ăsta la un moment dat e chiar băgat ca sport internațional. Exact. Da. Va fi și la se Olympia. Și descurcă foarte bine Duli, dacă vrei. Haideți să vedem și după aia vorbim și cu mama. Ai văzut imaginele serii? Am văzut, mi-a arătat, nu mai zic cine mi-a arătat, le-am văzut, da. Da? Mi-a arătat un fan pe Instagram. Vedem, o să vedem imediat imaginele. Stați un pic să iasă imaginele din montaj. Le vedem imediat și vorbim și cu mama lui Duli. Bă, ideea e că se apropie ușor, ușor competiția asta de finală. Se simt acolo că de plecat de mult timp de acasă. Se simte tensiunea, nu e ușor, nu? Da. La urma urmei apar tot felul de discuții. În seara asta ce se întâmplă, doamna Alexandra? Păi ce avem se întâmplă? Un consiliu, cred eu, destul de tensionat. Pentru că au pierdut faimoșii din nou. Și sunt foarte curioasă pe cine o să trimită la duel. Bine, pot să-mi dau seama. Bănuim cu toți, da, exact, pentru adică că cărțile sunt aruncate. Nucleul sunt a rămas făcute. Același. Alea, și sunt sigură că da, nucleul este același. Rămân Zani, Ștefi, Ana Porgras și TJ. Și cei mai noi vor pleca rând pe rând, așa simt eu. Nu știu, hai să vedem până atunci. Avem și un moment la cererea publicului. Artistic. Întotdeauna când vrem noi, la cererea publicului. Deci, practic, telespectatorii ne-au ale noastre, ca să nu știe nimeni. Vrând asta. Să vadă aceste imagini asta. Au trimis scrisori la poșta, pe poșta redacției, mesaje, WhatsApp-uri. Și n-am putut să facem, cum să zicem, față. Și atunci am zis, hai să dăm drumul la imagini. Doamne, să fie iată, ca ei. Iată, lăsați să curgă imaginea. Eu și cu Lola am zis să facem schimb de exerciții, să spunem așa. Ea mi-a arătat niște exerciții pe care le predă în clasele ei. Una, bum, două, bum, trei, patru. A, apropo de turc, cine te-a învățat să faci turc? Nu m-am învățat singură. Pentru că aveam, eu gen am numai prietene din Africa. Eu am mers la școală de africani. Toți eram, eu trebuie să schimb prietenile. Pentru că te-am licenează. Eram singura că eram the white friend. Bă, și efectiv mergeam numai la house parties, la de toate, în care bă, trebuia să dansez. Mă, basic. Basic da, e vreau să notezi. Și te lași jos, frumos, și înapoi sus. Și atât. Ăsta l-am întâi așa. Și faci așa. Doi. Cum? Sus, cumva? Jos, sus. Sus, jos, sus. Și după aia poți să mergi și într-o parte mai. Numărul 3. Dar aia e mai complicat. Așa. Bun, dar alea care fac pe jos, așa e. Alea lante nu, aia nu sunt așa de eu, dar facem așa. Da. Eu nu am voie să zic nimic, coleguțul, că eu cu triunghiuri amoroase am traume, am asta, eu nu mă bag în triunghiuri. No comment. Cum se spune, lăsăm liniștea să... Frumos. Mie mi-a plăcut. Talentată, da. Iată. Ia, Ciucă, tu te-ai găsit să vorbești, de-abia vorbeam mai devreme acasă, că trebuie să te duci să faci un gest. Păi ca să nu... dar stai mă puțin, asta nu înseamnă că acum trebuie să-mi placă. Dar băi, de ce ai voie să zici la televizor așa ceva, ești căsătorit aproape.
Ciucă e căsătorie? Aproape. Revenind în direct, oameni buni, la telefon este mama lui Duli, așadar să rămână, doamnă, ce faceți, cum sunteți? Bună ziua, bine. Bună ziua. Sunt bine, mulțumesc. Salut, mâna. Noi suntem aici la emisiune și vreau să vă întrebăm dumneavoastră ca mamă, cum trăiți concursul ăsta, aveți emoții? Da, am foarte mare emoții. Și cred că sunteți foarte mândră pentru că Alexandra aseară a primit și colanul de imunitate pentru că a dus cele mai multe puncte la jocul de imunitate. Se descurcă foarte bine. Da, știu că și-a dorit foarte mult. Da, sunt foarte mândră de ea. Sunt chiar foarte, foarte mândră. Pentru că nu este sportivă deloc. Să știți, ea nu merge la sală. Ea doar a mers la sală acum o lună de zile înainte să înceapă Survivor. Da, a mers la dansuri. Ea nu merge la sală. La dansuri nu merge nici la dansuri. Nu face niciun dans decât twerk. Da, să știți că s-a descurcat bine. A avut 4 de da din partea redacției. Am văzut ceva. Dar vreau să vă întreb ceva, fiți sinceră. Mama lui Duli, cine vă enervează din cei care au mai rămas la Survivor? Pentru că poate au ceva meciuri cu fata noastră, cu Duli, și vă scoate din sărite treaba asta. Cred că Andrei. Andrei. Andrei Ciobanu, bineînțeles. Andrei Ciobanu. Deci dacă ați fi acum, dacă l-ați avea pe Andrei Ciobanu în față, ia-ți spune ceva. Cred că l-aș înțelege puțin, dar nu cum face el. Bine, e un concurs și fiecare vrea să câștige, bineînțeles. Și înțeleg toate ce face, dar nu știu cum să zic. Este enervat. Cu ce vi se pare că exagerează, doamnă? Cât de tare, este enervat. N-am zis că exagerează. N-am zis că exagerează. Salut, am zis doar că e enervant, din punctul meu de vedere. Bună, Sebi! Salut, mâna, vă pun și o întrebare. Și vă place de Zari Dache? Mă, păi nu mie trebuie să-mi placă. Păi trebuie, trebuie. Și mămica are un cuvânt de spus. Opa! Nu știu. Răspunsul ăsta e... Vrei să spun eu? Mămicii îi plăcea de Delea sezonul trecut. Da, uite, Delea n-a fost să fie. Mie îmi place de vreau să fie foarte păi simpatică. De la Delea la Zani e diferență. Unul are 1,90. Da, de înălțime. Da, de înălțime, de înălțime. Că ambii sunt campioni. Numai campionii vă plac, doamnă. Nu mie. Vreau să-mi spuneți cum mi se pare că s-a descurcat Duli sezonul acesta. Eu zic că foarte bine, în comparație cu sezonul ei, că nu l-a luat așa de serios. Nu a crezut că e o competiție atât de serioasă și a fost așa mai mult ca o glumă. Acum cred că chiar se și vede cât de mult încearcă să aducă puncte și... Bine, pe plan social eu nu mă prea plâng că ea este sociabilă, scuzați-mă. Oriunde merge. S-a integrat și mai bine social sezonul acesta. Parcă e și mai ok din punctul acesta de vedere. Da, da, da. Nu știu cum să zic. Cred că, bineînțeles, s-a și maturizat puțin. Sunt 2 ani diferență. Cum știți, s-a mutat și singură. Nu mai stă cu mine. A trebuit să se maturizeze mai mult decât era deja. Și a rezistat și mai mult. Și foarte mândră de ce acesta face acolo. Dacă ați putea să-i transmiteți ceva și să vă audă doar ea, iar cuvintele dumneavoastră efectiv să o propulseze până în finală, ce i-ați spune? Că eu iubesc și sunt foarte emoționată. Scuzați-mă, sunt foarte emoționată pentru că n-am vorbit cu ea de mult și... Da, mă, nu e ușor. Nu e ușor. Mama, nu trebuie să plângi, mama. Vă este dor de ea, nu? Știu, dar... Mi-e este foarte dor de ea și o iubesc și sunt mândră de ea, nu contează că vine pentru mine totul, e o învingătoare. Pentru că a arătat ce poți să faci, nu știu cum să zic, nu cred că este ușor să nu ai mâncare, să stai pe căldurile acelea. Sebi, tu ai fost și știi că nu e foarte greu. Floare la ureche. E foarte greu, da. Și... Dar pe mine părinții m-ar primite de acasă. Fugi și fă bani. Lăsați doamnă că face pentru viitorul ei. E pentru viitorul ei. Da, asta e adevărat. Este adevărat. E mai grea viața acasă decât... Nu știu ce să zic, dar uite, vin și mesaje în care lumea îi vede pe Zani și pe Duli ca făcând un cuplu. Zic, ce zic telespectatorii? Păi n-ați văzut? Iancu a zis aseară că îi pune naș. Doamna, lucrurile
merg pe făgașul firesc al vieții. Nu putem noi să ne împotrivim. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați intrat în direct cu noi. Sunteți tot la Londra, nu? Și mulțumesc foarte mult. Tot la Londra sunteți? Da, tot la Londra și plouă de foarte frumos. Dar vreau să vă spun ceva. Aveți o energie așa mișto și așa faină. Sunteți aici și ați intrat așa pozitivă. Vă mulțumim mult de tot. Sunteți la fel de solară și ca și Duli. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mic. Mulțumim de tot că m-ați invitat. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Coleguțu, mulțumim. Coleguța, Doamne ajută. Sebi, ne vedem cu mare drag data viitoare.